Prefectul județului Brașov, Cătălin Văsâi, a transmis tuturor consiliilor locale și primăriilor din județ o adresă prin care atrage atenția asupra faptului că, potrivit prevederilor articolului 6 din Ordonanța de Urgență numărul 34 din 23 aprilie 2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18 din 1991, modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale, iar consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanță de urgență. De asemenea, articolul 10 aliniatul 1 din același act normativ prevede că începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. Termenul prevăzut de Ordonanța de Urgență numărul 34 din 2013 a fost prelungit prin Ordonanța de Urgență numărul 225 din 30 decembrie 2020 până la data de 1 ianuarie 2022. După această dată, OAT-urile fără amenajamente pastorale aprobate în regim prin hotărâri de Consiliu Local, respectiv, care să includă toate terenurile, indiferent de forma de proprietate, deținute de persoane juridice, alte OAT-uri, persoane fizice cu fânețe, nu vor mai beneficia de subvențiile europene acordate prin intermediul APIA. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a trata cu maximă responsabilitate și celeritate problema elaborării amenajamentelor pastorale, astfel încât să nu existe riscul de a nu beneficia de subvențiile europene aferente, se precizează în adresa transmisă consiliilor locale și primăriilor din județ. Conform datelor Direcției pentru Agricultura județului Brașov, suprafața totală a pajiștilor permanente, pășuni și fânețe din județ este de 159.694,76 hectare. Dintre acestea, pe 65.549,32 hectare sunt aprobate amenajamente pastorale, iar pe 10.641,57 hectare amenajamentele pastorale sunt în curs de elaborare.